mulțumesc, prietene, că ai răspuns invitației de a ne întâlni la o nouă emisiune, Pâinea cea de toate zilele. Dacă n-ai văzut nicio emisiune până acum, cuvântul pâine se referă la această mană, la această hrană pentru suflet, minte, pentru viață, pentru optimism, pentru a face lumea mai bună. În cursul studiului nostru, sigur, am început cu Cartea Genesei, am ajuns la capitolul 11, un capitol care are un subtitlu pe care l-a pus traducătorul, și anume Turnul Babel. Turnul Babel Ehe, este un lucru care sună atât de familiar chiar și în urechile celui care habar n-are de scriptură. Nu suntem la prima abordare a acestui subiect. Avem în spatele nostru câteva emisiuni în care am discutat deja despre religia păgână, specificul religiei, care purcede din acest izvor din tâi Babilonul. Am ajuns la un capitol care este, eu zic, semnificativ, dar haide să începem cu versetul 4 și să plecăm de la ceea ce ne deschide, zic eu, o fereastră spre examinarea acestei religii a Babilonului. Versetul 4. Și-au mai zis, haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul. Ah. Sigur, o să ajungem curând și la să atingă cerul. Deocamdată suntem la noțiunea turn. Și am descoperit data trecută, pentru că asta este religia Babilonului, am descoperit că tot actul ritual, liturgic, se derula în vârful ziguratului, a acelui edificiu imens, spunea Herodot, 200 de metri lungime, 200 de metri lățime, dacă era amprenta pătrată care mergea ca o piramidă ascendentă către top, către vârf, iar în vârf era sanctuarul. Turnul nu era altceva decât dispozitivul material, structura, infrastructura pe care se desfășura religia mistică sau tainică a Babilonului. Va veni vremea când să discutăm despre mister, despre caracterul specific babilonian al misterului. Dar deocamdată suntem la decodificarea sau la, la trecerea în revistă a diferitelor zone pe care religia le patrona. Și am ajuns data trecută, spuneam, de multitudinea de zei, zei domestici care mediau, știu eu, ca și sfinții din credințele vechi creștine mediau, puneau o pilă la cel mai de sus care și la punea o pilă la cel mai și de sus și încet, încet, lanțul slăbiciunilor uh, îmi permitea să îmi ating scopul prin manipulare, prin lucrarea cu zeii. Printre zeii cei mulți era o persoană, era o figură și anume Iștar. Te rog să ții cont de sătărâ. În limbile vechi nu existau nu existau vocalele scrise, ci doar consoanele. Iar vocalizarea în loc de sătărâ, star, stea, astar, astartea, istar. vezi, toate se trag din aceste trei consoane, ş, sau s, și R și care reprezintă zeița prin excelență, adică zeița care, sau zeul feminin, ca să vorbiți așa, Dumnezeul feminin, care răspunde fundamental de ceea ce e feminin. Vrei să-mi spui, te rog, ce e specific feminin? Treceam pe stradă într-una din zile și unde mă întorceam ochii, vedeam ceea ce era specific feminin. M-am oprit la un chioșc de reviste ziare, ah, mi-am întors ochii că am văzut ceva specific feminin. Am trecut pe lângă o reclamă mare stradală unde pentru nu știu ce produs de detergent apărea ceva specific feminin. Și m-am dus oriunde întâlneam, dacă vrei să vezi, recunoști, amprenta lui Iștar. Zeița aceasta era zeița ca să zic elegant, al fer zeița fertilității, a înmulțirii. Și înmulțirea nu este, știu eu, prin rizom sau prin îmugurire, e printr-o relație între un bărbat și femeie. Și m-am gândit la cum a poate, cum poate să arate o religie care nu face, altceva, nu face altceva decât să exteriorizeze, să proiecteze ceea ce e uman. Omul e dominat de instincte și cel mai puternic, cel mai înrobitor instinct dintre toate, în urma păcatului ne-am deformat, este instinctul procrerii sau, în termenii lui Freud, libidoul acel ceva, lipiciul, care mă face să adulmec specificul feminin, care să fiu obsedat, să, să nu pot să mă desprind de acea teroare a minții mele ca să caut și să găsesc peste tot specificul feminin. De ce crezi că pornografia este cea mai cea mănoasă mai industrie? Pentru că omul e robul lui Iștar. În acest panteon al Babilonului, Iștar avea un rol. Sărbătorile lui Iștar, vreau încă imaginea, vă mulțumesc, sărbătorile lui Iștar aveau câteva simboluri, și anume iepurașul și ouăle. Când era sărbătoarea ei. De ce iepurașul? Scuză-mă. Poate știi ceva? De ce iepurașul? Știi de ce? Pentru că este. Ființa, mamiferul, care are cea mai mare rată de procreere. Se spune că în momentul în care iepuroi, vede pe iepuroi, se produce ovulația. Deci e doar o chestiune de, de secunde, nu e ritmul ciclu nou, este o chestiune și numărul de iepuri. Deci, iepurii se mulțesc fantastic. Mi-amintesc de o imagine pe care am văzut-o într-o carte de popularizare a științei, când eram copil, tata-mi tot dădea cărți de astea, Curiozități științifice se numea, în care era o caricatură, un iepure dita mai uriaș, cu pușcă în mână și în față un om ținându-se de cap, fugind. Iar articolul spunea că iepurii mănâncă pe om. Iepurii nu au existat în Australia. Atenție! L-au adus oamenii pe iepure. Și, în câteva vreme, în câteva decade, s-au mulțit atât de mult încât amenințau recolta de care depindea supraviețuirea omenirii. Și atunci, în, în disperare, ce au făcut englezii? Au dus și un câine. Așa s a născut câinele dingo, câinele sălbatic. I-au dat drumul, te brem pustie. Bine, au fost o pereche, probabil. Și acești câine dingo, și acest câine dingo și-a însușit niște trăsături de sălbătăciune, de fiară. Interesant este microevoluția în cadrul aceleași specii, nu trece dincolo, în care se definesc noi și noi trăsături, caractere, aceste mutante sau aceste gene mutante sau mutații. Ei bine, iepurele era simbolul fertilității, iar oul Peștele era iarăși la mare putere în Babilon, pentru că avea icre multe, ouă multe, ouăle. Apropo, e o sărbătoare sfântă în creștinism, în care apare iepurașul și ouăle. De unde, tată? Nu-ți spun eu, găsește singur. Și în sfârșit știi prin ce anume se aducea cinste Astartei sau lui Iștar. Herodot spune că era obiceiul ca absolut fiecare fecioară din Babilon, locuitoarea Babilonului sau închinătoarea zeilor din Babilon, să slujească odată în viață în templul lui Ștar. Mi-e rușine să vorbesc prea mult despre slujba aceasta, ori fi și copiii la, în fața sticlei, însă cert este că înainte nu putea să se căsătorească nicio fată dacă nu trecea mai întâi să se prostitueze în templul Af Afroditei sau la Iștar, acest obicei a ajuns și în Corint, la templul Afroditei, Astar, Teia, în fine, în Canaan și în alte părți. Și nu pleca din templu până când un călător care venea să aducă obolul nu alegea și pe ea. Putea să stea în de zile dacă nu era cu mult lipici și nu pleca de la templu, stătea acolo ca închinătoare până când era dezlegată de un călător care, hai, du-te acasă. Dragii mei, nu e de mirare că păgânismul, cultul păgân, întotdeauna amestecă acest element, care este unul din cele mai puternice trăiri ale, ale trupului omenesc în cult. Și, de regulă, cultul păgân culminează cu orgii. Am citit uh, modul în care se desfășurau așa numitele plagiatele, sabatele vrăjitorești, care toate se încheiau cu orgie sălbatică, pentru că se închinau zeilor, zeilor procreierii. Asta este o moștenire universală pe pământ a Babilonului. Ce mai definește religia Babilonului? Magia. Și am ajuns la un capitol, misterul. Ce este un mister? Misterul e ceea ce nu poate fi explicat. Dar nu doar atât. Că sunt multe taine ale științei care, ce o gaura neagră, zic și eu, e un mister. Ce este energia întunecată? E un mister. Adică nu ți-l pot explica. Dar nu e mister în sensul Babilonului, în sensul mistic, cultic, religios. Și ce era un mister? Era o anumită procedură care în mod neștiut rezolva pe o cale neînțeleasă niște treburi foarte terestre. De exemplu, eu vreau să-i fac pe zei să joace cum vreau eu. Foloseam pentagrama, steaua aceea în cinci colțuri, sau efectiv pentagonul sau pentagrama pentagrama dacă tu această stea, uite-te atent așa apare ca un hai să zic eu invers, invers, dacă îl întorci cu vârful în jos, apare ca un țap și țapul era simbolul diavolului, că avea sus două coarne avea o barbă și două urechi era diavolul iar așa în picioare, așa cum îl vezi tu acum, ce vezi? S-a jucat și Da Vinci cu omul desfășurat, omul zeu. Adică capul, două mâini și două picioare. Uite, este diavolul omul. Este o relație între, între puterile nevăzute și om. Iar dacă eu știu niște secrete, mistere, nu mă înțeleg, nu-mi explic cum. Cert este că dacă eu știu o formulă, abracadabra, nici nu știu de unde vine ea, am uitat. Ei bine, dacă folosesc asta sau uh, uh, Alibaba folosesc expresia Sezan Hime, deschide-te porți, deodată se produce ceva. Cum? Nu știu. E mister. În orice caz, misterul are o aplicație concretă prin niște căi misterioase neștiute prin care între tine, inițiat și forțele puterile supra deasupra omului, supraomenești se stabilește o comunicare, o relație și probabil și un tribut. Specific Babilonului este misterul. Nu vreau să intru în aplicații, chiar și în creștinism ale tainelor, ale misterelor. Eu cred că în Biblie există lucruri neînțelese. Dar relația mea cu Dumnezeu este atât de clară și atât de precisă pe fondul relației spirituale și a conduitei morale, încât nu sunt mistere. De aceea Dumnezeu ne va judeca în relațiile acestea pragmatice, nu după repere neînțelese ci după ceea ce mintea mea poate foarte clar să înțeleagă. Când Hristos a fost întrebat de un fariseu care este cea mai mare poruncă din lege în Evanghelia Sfântă după Matei, capitol, capitolul 22, do, 22 cu 36 la 42, care e cea mai mare poruncă din lege? Mântuitorul a redat din Deuteronom o frază din Shema Israel, din Deuteronom 6 cu 5, ci că să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cum? Și așa, din când în când, din an în Paște. Mergem eh? și deci noi mai dăm un, o para, mai aruncăm ceva în cutia milei, mai dăm dijmele, dările, mai o rugăciune. Cum să-L iubești? Din toată inima ta, din tot sufletul tău, cu toată puterea ta și mai încă ceva, cu tot cugetul tău. Deci, religia creștină înseamnă o angajare plenară cu mintea, cu conștiința, cu rațiunea, cu înțelegerea. E o religie inteligentă. Și atunci când Dumnezeu mă va cerceta, nu mă va cerceta că n-am făcut niște formule, ci pentru că nu m-am raportat la ceea ce știam și a pe înțeles. Ei, Babilonul merge nu pe înțeles, nu merge pe, pe rațiune. Elimină cât se poate rațiunea să meargă pe sentimente, pe mister, pe taină. Femeia din Desfânata din Apocalipsă, în capitolul 17, are pe frunte scris ceva și primul cuvânt este mysterion, mister. Oriunde vei întâlni misterul, în orice confesiune sau religie, este încă o amprentă a Babilonului. Și Babilon nu mai are încă o trăsătură. Viața de după moarte. Nu e vorba de înviere. Învierea este ceva specific creștin și n-a apărut niciodată, nicăieri în toate, toate credințele uh, ne necreștine, ne iudeo creștine nebiblice. Este viața după moarte în care sufletul descarnat trește undeva în locuri de întuneric, este o perspectivă sumbră. Nu întâmplător Aristofan, cred, spunea, decât un rege în lumea de dincolo, mai bine un câine între cei vii. E tot mai bine să fii viu, terestru, să poți să, să ștergi gura după ce ai mâncat bine și ai băut, să, să te bucuri de soare, să miroși parfumul ei flori. Dar lumea de dincolo, spiritele, e o lume macabră, o lume sumbră. Ei da. Și am ajuns la această contopire a cetății cu turnul. Nu întâmplător spune în versetul 4 să ne zidim o cetate și un turn. Cetatea nu singură. Turnul nu singur, chilie în pustie, împreună. Să vezi ce înseamnă asta. Cetatea, care este eh, exponentul, să zicem, manifestarea eh, ingeniozității, a diligenței omului, trebuie neapărat combinat cu misterul, cu spiritualul, cu turnul. Numai atunci ai cu adevărat. Uh, un nou Eden, o, o împărăție pe care eu omul îl fac. Dumnezeu n-a dat nici turnul, nici cetatea. Omul, însă, Cain și apoi Nimrod, le-au măritat pe acestea două. Să fie cetate, să fie turn. Împreună, cu adevărat, ai paradisul pe pământ. Și să vezi de ce? Pentru că din punct de vedere social, cetatea este locul în care oamenii se pot întâlni, pot construi cultură. Dacă sunt răzleți prin cătune, pe dealuri, trăiesc de unul singur. Dar socialul se dezvoltă în străzile înguste, uneori urât mirositoare, ale, ale cetății. Zicea poetul Topârceanu în parodia Viață la țară, ce mie dați în -mi stradă îngustă, unde gustă omul viață mai din plin, cu trăsuri femei cochete și cu fete încălțate cel puțin. Așa se încheie uh, strofa lui Topârceanu, uh, poezia lui Topârceanu. Stradă îngustă, unde gustă omul viață mai din plin. Uh, se referea la Edenul, la ce înseamnă cetate. Dar nu doar socialul, ci economicul înflorește aici. Aici poți găsi pizza, aici poți găsi uh, hamburgeri, aici poți găsi uh, fast food-ul. Nu stai și tai la morcov și tai la ceapă să scurgă lacrimile. Economicul, businessul, comerțul în orașe înflorește. Eram în Kiev în 2003 și vedeam ce însemna sărăcia Lucie. Îmi spunea uh, însoțitorul, traducătorul, că de șase luni soția lui care era asistentă medicală nu primise niciun fel de leafă, salariu. Și eu zic, dar din ce trește? Păi ce bine care are servici, că alte, alții sunt șomeri. Ia zic, că la 3-4 luni ne mai dă un frigider sau ne mai dă o mașină de spălat. Zic, bine omule, dar nu mănânci, că nu poți să mănânci mașina de spălat, te îmbolnăvești. Dar zicea, și totuși în oraș te poate trăi mai bine. Cum? Și m-a dus pe stradă. Știi ce am văzut? Pe stradă, pe trotuar, la diferite răscruci sau zone mai generoase de spațiu, oameni stăteau în picioare, joți erau o păturică sau o hârtie și puse obiecte din casă pe care le vindea. Făceau troc. Vezi, nu trebuie să muncești, faci schimb. Cert este că dacă ai fi singur, ai muri de foame cu toate uh, bogățile din casa ta, bogății materiale, dar nu mâncare. Orașul îți asigure un economic. Nu de aceea se îmbulzește tot omul de la țară la oraș, la oraș. Acolo e paradisul. Nu vorbesc ei de vama pe care o plătesc. Am venit cu trenul în tren, o duduie școlită Oh, mă întorc în București. Doamnă, de ce nu plecați? Păi acolo este serviciul meu, acolo este e habitatul meu. Urăsc Bucureștiul, dar acolo trăiesc și acolo vreau să rămân. <laughs> ce ciudat! Aici cetatea îmi oferă și turnul îmi oferă cultura, culturalul. Aici are loc evenimentul care îmi umple viața mea nefericită cu entertainment, cu distracția. Tu știi cine se distrează? Cine e nefericit? Dacă ce faci tu, îți face plăcere, păi nu te mai deslipești de munca ta. Spunea cineva, caută un lucru care îți place și nu mai ai nevoie să muncești toată viața. Adică făcând ce îți place, îți câștigi și existența, devii și expert. Cultura este un panaceu, este un adjuvant al fericirii pentru cei care stau în 8 ore de bandă rulantă 8 ore de a face o singură treabă, 8 ore de chin sau 9 sau 10, depinde, să dai cu mortarul pe pereți, e demn, dar e greu toată ziulica și mâine și poimine și ani la rând să dai numai cu mortarul, e chinuitor. Hai la cultură, hai la ringeșpil, hai la circ, să vedem și noi un clown, să râdem și noi, să mai ieșim și noi din cenușiu. Asta îți dă doar orașul. Și ultimul lucru pe care îți dă orașul, E spiritualul. Aici se întâlnește turnul, cetatea și turnul social, economicul și culturalul și culticul. Se întâlnesc toate în acest paradis, în noul Eden. Vezi ce poate face omul? N-ai nevoie de Dumnezeu. Tu singur îți poți crea un paradis. Ce părere ai, dragul meu? ai din rapoartele care le-am dat cu alte ocazii că am trecut în anul 2010, care per, am trecut deja de 50% a populației mondiale, a populației globului, cantonată jumătatea în spațiul urban. Peste 51% sunt orășeni. Bine, orașe de Asia, orașe de Africa, nu-ți spun, am fost în Kampala, capitala Ugandei. Să dai să fugi. Este un amestec de haos rural, de bezmeticială, de mahala și e și o stradă principală cu și acolo un amestec teribil, iarăși. E nostim, e o altă un alt fel de a fi, dar când s-a introdus, când a intervenit conceptul european de, de downtown, adică de centru al orașului, downtown, zic anglofilii sau anglofonii, cu mentalitatea absolut tribală iese un cocktail incredibil. Ei bine, dragul meu, toată lumea dă buzna spre oraș pentru că n-au Edenul, pentru că n-au fericirea. Vreau să spun că eu am plecat din Babilon, e drept că nu neapărat la voia mea, ci am fost dislocat fericit din București, ca să citesc, să fiu gând în gând cu cuvântul psalmistului din psalmul 73, auzi? Oamenii vin în oraș, se îmbulzesc, pentru că au nevoie de fericire. Eu însă citesc. Cât pentru mine, fericirea mea e să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Dragul meu, Edenul e aproape de tine, nu neapărat în Babilon, în oraș, e în cămăruță. Caută-L pe Dumnezeu și vei fi fericit toate zilele vieții tale. curando. sit dragul meu prieten sau stimată telespectatoare la această nouă ediție a emisiunii Pâinea cea de toate zilele. Suntem într un capitol foarte interesant. Pentru că tematica noastră este spirituală în general vorbind, am ajuns la un punct care are conexiuni cu tot ce se numește religie sau spiritual. Și anume suntem la un studiu vis-a-vis -vis de religia Babilonului. Vreau să știi că dacă vrei să ai o viziune de ansamblu și să înțelegi care este știu viziunea de sinteză a religiilor să știi unde te găsești. Sau de ce un anumit lucru este așa și nu altfel, ai nevoie de două lucruri. Să cunoști bine Sfânta Scriptură și, doi, să înțelegi bine exact antagonicul, religia de opoziție, Babilonul. Și vei vedea atunci că la plus 1 îi corespunde un minus 1, la plus 2 un minus 2. Adică. Există o complementaritate negativă. Pentru fiecare element al adevărului, al Revelației lui Dumnezeu, există un contra unul care caută să izbească și să-l desfințeze. Am vorbit mai multe până acum despre religia Babilonului, dar aș dori astăzi să ne ocupăm în mod special de ce anume se întâmpla acolo sus în turn. Până acum am vorbit despre politeismul lor, despre religia specificului feminin, nu amintesc mai multe, despre um, rolul financiar al preoținii, despre sărbători, despre și așa mai departe. Acum, însă, aș vrea să mă refer în mod special la cultul Babilonului care avea loc acolo, în vârf de tot, acolo unde era sanctuarul. Și unde nu intrau decât cei inițiați, respectiv preoții. Știi de ce era atât de sus? Ctesias, istoricul, spune: Cu cât era mai înalt turnul, cu atât cerul era mai aproape. Și acolo, din vârf, haldeii cercetau stelele. Fii atent, noi nu suntem aici, într-un observator astronomic, într-un lăcaș. De cunoaștere, de știință. Da, observau și stelele, sigur, dar stelele erau niște interfețe ale zeilor. Și în loc de astronomie, nomos e lege și astro, astre stele, deci legile stelelor sau ale cerului. Ei aveau astrologie, înțelepciunea, vorbirea despre semnificațiile și implicațiile stelelor în viața ta, și-a mea. Astrologia e altceva decât astronomia. A, ah, sunt de acord, sunt foarte de acord, că până la un moment dat, astronomia cu astrologia se cam îmbucau, pentru că primii astronomi au fost astrologii care au observat echinocțiul, solstițiul. Observau pătrarele lunii, observau uh, orbite, joncțiuni, interferențe, constelații. Uh, au împărțit cerul după semnificațiile pragmatice: capră, rac, fecioară, săgetător, uh, dulău, car și așa mai departe. Dar nu doar pentru faptul că erau. La o înălțime depărtată de pământ, imaginați ți cât de mult, ce înalt, ce înălțime este 200 de metri. Anul acesta am urcat în Turnul Eiffel sau Eiffel, îi spun unii, Turnul Eiffel, și spun uh, 340 ceva de metri, dacă mi-amintesc eu bine, 47. Băi, frate, zici că era în cer. Adică, toate erau atât de miniaturale, puteai vedea tot Parisul, cam palmă într-adevăr, era acolo o întindere. Toate căpăt semnificații minuscule. Aia este Notre Dame, pe insulița aceea. Ăla e Louvre, pa, punctul acela. Acolo este domnul invalizilor, pa. Adică totul părea mic și tu erai mai mare, tu parcă dominai totul, îți dea simțământul că tu copleșești cu prezența ta universul. Ei, pe lângă faptul că era sus și mai aproape de cer, acolo se întâmpla ceva. Nu doar că cerul se putea vedea, ci cerul era zugrăvit pe pereții, pe tavanul, pe structura sanctuarului. Când a spus să ne construim un turn până la cer, nu însemna doar că, pentru că își dădeau seama că cerul e mai sus, păsările se deasupra și stelele erau tot dincolo, ci să aducă cerul până la cer. Adică să creăm un sanctuar în care să fie cerul. Ce vezi pe ecran? Ce vezi? Vezi zodiacul? Vezi o succesiune de puteri cerești? care reprezintă și sunt uh, forțe supranaturale, este divinul, e, este misticul acolo cu care tu, sus acolo în sanctuar, la 200 de metri înălțime, sau mai puțin sau mai mult, intri în abracadabra, în comunicare cu zei. Ai auzit de globul de cristal sau de, da, bila de cristal prin care magia comunică mistic, nu știi cum deci, neînțeles, și prin care determină pur și simplu ca zeul să joace într-un anumit fel și aici este o lampă a lui Aladin din care iese spiridușul și dacă am pocnit din dești deodată apare și îmi face mendrele. E, comunicarea cu zeii nu era o comunicare din partea unui ropi către împărat, suveranul lor. Nu. Era o relație de asociere. Sigur, și zeu cerea anumite lucruri și le dădeam. Dar cu mâna cealaltă, goală, o întindeam, hai, dăm, dăm, dăm ce vreau eu. Era un fel de uh, de coaliție, de compromisuri, în care și eu aveam putere să-l determin pe Zeu. Acesta este, iarăși, unul din elementele de recunoaștere ale păgânismului. Merg la Biserica mea și merg într-un colț dat sau în fața unui obiect dat. Și acolo pun un ban, înalț o rugă, eventual fac o juruință. Cu ce scop? Și că să-L laud pe Hristos sau pe Dumnezeu. Da, de unde? Aia e pe lângă. Dar scopul pentru care mă duc eu este ca să determin lampa aceasta să producă spiritușul. Adică să, să iasă răspunsul. Am un examen greu, du-te acolo, dacă pui acolo biletul, banii, cu siguranță că e examenul prost să fii, noroc să ai, este expresia de la bunicu. Pot umbla la zei, pot să-i manipulez, pot să-i fac robi ai mei, zicea textul de data trecută, pot să-l faci pe zeu să alege după tine ca un cățeluș. Îți dai seama? Mare lucru e să ai acces dincolo. Iar dincolo începea din sanctuarul de sus. Și aici e paradoxul, aici este elementul sarcastic, cinic. Știi care? Că intrând într-o relație, într-acest în fel de relație de determinare re, reciprocă cu zeii, omul ajunge în cele din urmă nu mai puternic, ci pur și simplu o marionetă. Am citit istoria unei celebre vrăjitoare care a fost o vreme și regina vrăjitorilor din Marea Britanie. Pe nume numele ei ă, știu eu public, pseudonimul ei era Diana, iar numele de fată, de femeie era Dorin Irwin. Dorin Irwin era o femeie care desprinzându-se din ă, industria prostituției, fiind coptată în demonism, în satanism, ajunge să exceleze în puteri fantastice. Spune că avea putere să omoare o pasăre în zbor. Pac! Pasărea cădea. Avea putere să arunce blestem de moarte asupra unor oameni. I-a omorât. Avea putere să materializeze obiecte. Avea putere să Determine oamenii să lucreze cum vrea ea. Bancă levita, se ridica de pe pământ. Era în stare pe loc să vorbească în limbi pe care nu le cunoscuse înainte. A fost în Suedia și a vorbit în suedeză. Fără traducere. Dar de unde? -i? Daruri supranaturale. Hipnoză. Telepatie. Bioenergie. Ei bine, Dorin Irwin spune... Că, că pe măsură ce excela și devenea din ce în ce mai puternică, constata că e din ce în ce mai, mai roabă. Este terorizată. În ea erau demoni care se băteau între ei. În ea era sfâșiată, deșirată. Devenise cu multe pluripersonal, cu multe personalități, adică o schizoidie. Și spune, chinul ăsta era atât de mare. Era pur și simplu o cârpă a lor. Mă manipulau. Zodia, știi ce semnează? Horoscopul. Ei ziarul. Ha? Ia să citesc. Ce-mi zice mie azi? Ah, auleu, rămân acasă, nu ieși afară. Auzi, te așteaptă, nu este afară. Omul e manipulat. El crede că e liber că încolo este rob. Și măcar dacă ar fi o lucrare autentică, dar nu e altceva decât un joc care se bazează pe cardul tău, pe creditul pe care l-a diavolului. Zodia sau zodiacul, 1. elimină pe Dumnezeu. Aici nu mai este cineva suveran, ci există troc sau prin înțelegere, la mica înțelegere. 2. elimină voința omului. Omul nu mai este liber pe el nu mai un Dumnezeu suveran, nici omul nu mai e stăpân pe alegerile lui. Practic, el intră într-un destin mecanicist. Dacă te-ai născut în zodia boului sau în zodia șoarecelui, vezi că sunt și uh, alte zodii, zodiacul chinezesc, atunci ai și tu o soartă de șoarece sau de bou, mă rog, ceea ce îți scrie acolo în răboș. Vrei să ieși? Nu poți. De ce? Stelele au hotărât? Oare? Am ceva foarte tare acum. Până acolo vreau să fac o, o trecere. Știai că Babilonul nu e ateism. Babilonul este foarte religie. O religiozitate în care Dumnezeu trebuie să fie sub control. Am nevoie de Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu se poate, dar îmi place să-L țin acolo, departe. E bun să mă slujească, dar să nu se interfereze prea mult în viața mea. Să fie cât de departe cu putință. Și acum, Zodiacul Babilonian, cel cu care a împărțit cerul în, în felii, a ajuns să fie importat în Egipt. N-ai auzit de zodiacul egiptean sau de horoscopul egiptean. Pentru că e prea important cel babilonian și la el rămânem. Dar fii atent numai la imaginea aceasta. Piramidele, noi credeam că erau niște, niște sarcofage uriașe, niște locuri de îngropare, morminte de faraon. De unde? Dacă faraonii ajungeau să fie înmormântați în piramidă, era doar pentru că ei erau considerați a fi zei. Fiii lui Osiris, Lui Isis și așa mai departe. Erau zei. Dar piramidele nu erau altceva decât proiecții ale astrologiei importate din Babilon. Privește! Vezi aici ceva? Observă cele trei piramide, marile piramide, Cheops e una din ele, și uh, stelele principale din centura lui uh, lui uh, Orion. Ei bine, Orionul se reflectă în așezarea piramidelor. Am și alte poze, nu le-am băgat aici, că am considerat că pierdem timpul, în care, practic, poziționarea lor, unghiuri exacte, corespund constelațiilor. Nu întâmplătoare este poza a doua, aceea în care piramidele reflectă alte constelații privește Sfinxul. Și ce înseamnă Sfinx în limba grecească? În limba greacă. Înseamnă împreunare sau alăturare. Dar ce rost avea Sfinxul acesta? Era acolo un, un act de cultură? De unde? Fii atent. Două dintre zodii sunt vecine. Este Fecioara și Leul. Dacă Fecioara este Alfa, Leul este omega sau invers. Privește acum Sfinxul. Am fecioara, alfa, și am leul, omega. Practic, Sfinxul e împreunarea tuturor zodilor. Are un caracter absolut astrologic. Eu habar n-am avut, am admirat această operă extraordinară. Piramidele, toate sunt astrologia babilon babiloniană importată în Egipt. Și mai mult, Alexandru Macedon ajunge să-l ia, să-l importe în elenism, în lumea greacă. După 400 de ani de robie în Egipt, Israel este scos cu braț puternic. Marea Roșie se despică. Iar atunci când ajung la Sinai, Moise, profetul omului Dumnezeu, și aș vrea să citim împreună. Încearcă să sape adânc, să cioplească în conștiința poporului evreu, poporului ales, că nu e voie așa ceva. Că tot ceea ce ținea de religia Babilonului, misterele, vrăjitoria, magia, astrologia, spiritismul, sunt lucrarea diavolului. Să citim împreună. Deuteronom 18 de la versetul 10 până la versetul 12. Am găsit. Citesc. Să nu fie la tine nimeni care să aibă meșterșugul de, fi atent, ghicitor, cititor în stele, aha, vestitor al viitorului, vrăjitor descântător, cei ce cheamă duhurile, cei ce dau cu ghiocul, cei care întreabă morții. Observ aceste opt îndeletniciri ale Babilonului, ale religiei păgâne, în care supranaturalul se manifesta terestru. Aș vrea să mă opresc puțin și să le iau pe rând, ce, ce înseamnă ghicitorul? Cel care intuia prin anumite relații anumite lucruri din viitor sau anumite lucruri din trecut sau anumiți făptași. Și că mergem la, la un de magician să ne ghicească cine mi-a furat mie. Am avut un prieten bun, e medic și a avut o colecție extraordinară de, știu eu, timbre, monede poate mă și urmărește acum la emisiune și o să rădă una bună. Și spune că odată, măcar că casa lui avea sistem de alarmă, când s-a întors de undeva, a, casa spartă. A venit poliția, dă cu prafuri să vadă amprente, nimic. De acum o mănușă de chirurg e 50 de bani sau cât e. Și orice hoț știe că nu trebuie să da se Dacă e hoț, dacă este găinar, îl prinde. Și au venit cu câini, cu ah, nimic. Pentru că era o personalitate în orașul acela și pentru că s-a aflat urgent, a văzut poliția la câini, la ușa doctorului, era un medic, un șef de secție, a primit un telefon. Alo, bună ziua. Domn doctor, da. Auzi, eu sunt ghiță, dau un nume de la mine. Eu pot să vă spun, știu cine e hoțul. Cum știi? ci că eu sunt vrăjitor. Eu îți spun cine e. 100%. Uite, costă atât. Eu îți dau de două ori înapoi dacă nu e la hoțul. Când a aflat doctorul că lucrează cu necuratul, a spus bye bye, n-am nevoie să intru, să mă prindă cumva uh, cu un cârlig necuratul. Nu mă interesează cine e Domnule, dar eu știu, îl găsești, de du acolo și nu vreau. Nu vreau să am treabă cu necuratul. Ghicitorul. Fii atent. Te interesează să afli. E o chestie de bani, e o e, prietena, prietena e la mijloc. Nu, n-ai treabă cu ghicitorul. Cititorul în stelă, astrologul, horoscopul, fii atent. Vestitorul viitorului. Există cei care uh, aruncă uh, zarurile sau cercetează găina uh, să vadă pipota găinii, cum sau pietrele. Uh, Auspicii, avaspicia. Adică să privești prin găină ce va fi viitorul. Vrăjitorul, clar, vrăjitorii, descântătorul, sunt toate îndeletniciri în care s-au experimentat babele, babele din vechime, cei ce cheamă duhurile, spiritismul, cei ce dau cu ghiocul un alt fel de îndeletnicire și cei ce întreabă morții, din nou spiritismul. Dragul meu, Uite-te ce scrie în dreptul tuturor acestora. Căci, Deuteronom 18, continuăm de la 10 la 12 mai departe. Căci, oricine face aceste lucruri este o urăciune, urăște Dumnezeu, este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Și din pricina acestor lucruri, va zoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Înțelegi, dragul meu? Înțelegi că nu este un moft. Dumnezeu nu este concurat de demoni dar este un lucru care te îndepărtează, te fură de la mine. O să devii robul lor și în loc să fii liber, vei ajunge o marionetă cu o mască de, ca un clown, mască de râs, care își va plânge în fiecare clipă destinul soarta. Apropo de horoscop, la asta mă gândeam când am spus să-ți arăt ceva nostru. În revista Reality, un mare un scriitor, Anderson, povestește de un om de cultură francez, lucrurile se întâmplă în Paris, care într-una din marile reviste, revistele populare care se cumpărau în masă în Paris, în Franța, a anunțat următoarea știre. Ofer gratuit, un horoscop ultrapersonal desc descris în 10 pagini, pentru fiecare personalizat. E gratuit, e singura ocazie când poți să-ți obții horoscopul gratis. Și spune că la uh, redacție au susținut 150 de scrisori. Vă rog, uh, adresa mea, trimiteți-mi horoscopul gratis. 150 de scrisori au fost trimise, toate, și acum e bomba, conținând horoscopul unui arhicriminal francez care a e, tranșat, a tăiat vreo șase femei, le-a omorât și le-a le făcut bucăți și a luat datele lui, horoscopul lui, și l-a trimis la toți 150 exact, știu eu, prescripția, destinul acestui individ. Acolo nu spune că va fi ucigaș, ci are șansele acestea, trebuie să ferească de cutare, ca un horoscop banal. Dar a trimis și un plic timbrat în care cel ce a primit gratis horoscopul personalizat, individualizat, să-i trimită evaluarea lui. Și acum află, dragul meu, bomba. 94% din toate răspunsurile care s-au întors au mărturisit că horoscopul este absolut fidel, se potrivește perfect și că 90% din rude și prieteni și că m-au recunoscut. Eu eram în persoană, nu trebuia să uite la mine, dacă îți citea horoscopul, eram eu. Vă dați seama cât de mare a fost hohotul de râs când s-a dat pe față șmecheria. Diavolul uzează de lucruri simetrice, de probabilități. Și întotdeauna e atât de înțelept să pune complementarii, adică lucruri care sunt contrare, pentru că noi înșine suntem uh, contradictorii. Eu sunt și bun și rău. Și atunci pune și ceva bun și ceva rău. Uh, pune lucruri de slăbiciune și de putere. Și cum noi suntem oameni și avem în mare aceleași trăsături, hey, ia uite, eu eram. Te recunoști în ele. Tu te poți recunoaște în foarte multe lucruri care nu sunt ale tale. Care crezi că nu sunt ale tale. Dragul meu, ne aflăm față în față cu o lume care, la ora actuală, este scufundată până aici, în babilonism, în mistica babiloniană. Te uiți la Zodi sau îl cauți pe Dumnezeu? Întreb horoscopul, te duci pe la ghicitoare, 100% curată, chiar îți spune cine a fost hoțul să o apelezi la Dumnezeu. Iubitul meu, dragul meu, suflete, tu te afli într-un mare război și decizia ta e ceea ce îți determină destinul tău veșnic. Mă rog lui Dumnezeu să ai înțelepciunea, să-l alegi pe Dumnezeu. Da, suntem iarăși împreună și mă bucur pentru privilegiul de a avea Cuvântul lui Dumnezeu deschis înaintea noastră. Așteptând să îți pot vorbi, mă gândeam că am insistat de 155 de ocazii asupra părții introductive și asupra primului fragment din relatarea biblică. Suntem la Cartea Genesei și am început, după vreo 10-11 teme generale, am început să luăm la pas verset cu verset din prima carte a Sfintei Scripturi, Genesa sau Facerea. Am avut de discutat despre creațiune sau despre facerea Pământului, despre crearea lui Adam și Eva, care Sigur, ne-a ne întors privirea spre origini, am discutat despre căderea în păcat și apariția în scenă a unui alt cadru, în marea luptă dintre Dumnezeu și principiul răului, personalizat prin satana, prin diavolul, nenorocirea, urmările căderii în păcat, despre istoria primilor doi frați, Cain și Abel, apoi despre stricăciunea lumii. Am insistat destul de mult asupra potopului, și iată că am ajuns la hotarul calupului sau a secțiunii care tratează în mod special arhetipurile sau elementele care de acum vor, vor constitui ca un reper, ca un simbol cu aplicații în toate celelalte cadre. Dacă vrei, istoria noastră modernă poate să-și găsească nenumărate repere în aceste 11 capitole. Iar hotarul, ultimul element, ultima verigă din, aceste, din această secțiune fundamentală pe care urmează apoi să se construiască uh, procesul salvării, deci acestea sunt elementele, datele, punctele de reper, de reper sau referințele, pe acestea urmează apoi să se dezvolte. Istoria patriarhilor, actul credinței, istoria lui Israel, modul în care Dumnezeu relaționează cu omul în situațiile extreme, apoi căderea lui Israel, apostazia, sigur, temeliile formează primele 11 capitole. Iar ultima verigă, spuneam, se referă la Nimrod, primul act, prima încercare de a domina pământul și de a. Concura pe Dumnezeu ca stăpân al pământului, prin Nimrod, și construirea Turnului Babel și a Babilonului. Suntem la istoria Babelului, cu tot ceea ce implică, și pot spune că am parcurs destul de e, detaliat ceea, tot ce se referă la semnificația atât civilă politică, ideologică, spirituală a acestui turn Babel. Nu vreau să repet decât câteva elemente. Să citim de la versetul 4, unde ne-am împotmolit, să zic așa, adică unde am stăruit data trecută. Și au mai zis, haidem să ne zidim o cetate și un turn, al cărui vârf să atingă cerul, atenție, al cărui vârf să atingă cerul, și să ne facem un nume ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Vă să zic că un turn care să atingă cerul, sunt multe de desubturi, le-am discutat deja, dar un turn care să faciliteze, să ofere o punte până în sala de primire sau de consiliu al a zeilor. Adică omul să poate discuta la masa negocierilor cu Zeii. Un turn care să atingă cerul. Sigur, erau destul de inteligenți și conștienți de limitele lor și cred că după ce au ridicat vreo 50 de caturi, gândește-te că turnul se aprecia că avea înălțime de 200 de metri. Îți dai seama. Și au dat seama că, de fapt, sunt tot pigmei, au rămas tot cam la firul ierbii, dar au. A dus cerul în templul de deasupra, în sanctuarul de top, de, de pe vârf, au dus cerul prin astrologie. Și sigur că au făcut un turn până la cer. Iar prin aceste simboluri, prin magie, prin vrăjitorie, căutau să găsească acele pârghii, acele butoane, acele cauzalități prin care să determine zeii să danseze cum cântau ei. Babilonul, pe lângă faptul că a fost modelul cetății, are avantaje, dar enorm de multe dezavantaje pentru om și dezvoltarea lui. Gândește-te doar la urs și la haita de lupi. E o diferență. Ursul e singur, lupul nu atacă decât dacă e în haită. Gândește-te doar la uh, omul și privatețea, proprietatea lui, zona lui privată, și la omul care este o piesă dintr-un angrenaj de furnicar, de bloc, de exemplu, în care tavanul e podeaua celuilalt, uh, podeaua mea e tavanul celuilalt, în care eu sunt, uh, dacă vrei, uh, cu proprietate virtuală. Mă simt ca acasă, dar de fapt nu e casa mea. Oricând poate să mă inunde vecinul, pentru că e podeaua lui. Gândește doar la demnitatea pe care o are un om într-o colectivitate mică și la rolul lui insignifiant pe care îl are într-o societate anonimă. Când ne-am mutat din București la Târgu Mureș de un timp, soția mea care n-a cunoscut ardealul pe termen mai mediu sau lung, ci doar prin vizite, a rămas uimită și continua să-mi repete că este o altă lume, este o altă civilizație, oamenii sunt amabili. De curând au fost la poliție să rezolve niște acte. La poliție, oh, acolo unde oamenii sunt de piatră, domnule, amabil, a venit cu nepoțica, polițaiul i-a dat o portocală, când s-a întâmplat așa ceva în Babilonul de București, de exemplu, sau în alte Babilonuri, că nu e singurul și nici nu e cel mai rău. Deci nu am de gând să negresc capitala de notorietate europeană Bucureștiului. Ei bine, ideea este că, pe lângă rolul de uh, prototip al cetății, al societății, al economiei, al culturii și științei, pentru că a dus destul de multe lucruri Babilonul, a fost un reper care a fost apoi asimilat, absorbit de celelalte e, popoare antice, Babilonul a dominat în mod special prin această dimensiune spirituală, în ghilimele, sau cultică. Babilonul a fost până azi, fii atent, a fost izvorul tuturor religiilor false tuturor religiilor false. Și am discutat data trecută trăsăturile, o să le trecem în revistă. Ce înseamnă religie falsă? <coughs> însemnează o, uh, o încercare de a stabili, nu după Cuvântul lui Dumnezeu, după coordonatele Lui. De exemplu, uh, eu sunt șeful și eu spun. Te rog, procedăm în felul acesta. Iar eu spun: Stop, eu sunt subalternul, corectez. Eu vreau să procedez altfel. Știi cum se cheamă asta în armată? Insubordonare, e grav. Dacă e război, intri la curtea marțială, de insubordonare. Ei bine, omul începe să stabilească o religie după criteriile sale, după interesele sale, după uh, conceptul antropocentrismului. Omul, antropos, e în centru, e buricul, e în centru. Ceea ce ai văzut pe ecran este uh, un, uh, o reluare, o reînviere a cultului păgân al lui Vica sau, de aici, magie, vrăjitoria celților, a druizilor, uh, Wicca, neovicanismul sau neomagia, neovrăjitoria. Ei bine, lucrurile acestea se întâmplă azi, pentru că oamenii înstrăinați de cuvântul lui Dumnezeu și nu cred că sunt doar ei de vină, eu cred că și biserica nu și-a făcut partea, oamenii redescoperă uh, savoarea uh, vechilor religii păgâne. E trist, dar de aia am spus că Babilonul este izvorul chiar și a, a formelor necreștine de închinare actuale, deci izvorul tuturor religiilor. Privește-te, rog frumos, trăsăturile. Le-am prezentat data trecută, e doar o recapitulare, pentru că repetiția este mama studiului. Orice religie păgână are șase trăsături. Interesant, șase este numărul omului, 666, de aici te vei gândi la mai multe. Mai întâi de toate e politeism. Și ce înseamnă politeism? Că eu nu mă rog doar lui Dumnezeu prin Isus Hristos, ci mă pot ruga și la o grămadă de alții care au autoritatea și care chiar pot să influențeze uh, biroul organizației de bază, BOB-ul, adică pe Dumnezeu, și prin, știi, sfințișori, prin alte relații, să pot să manipulez cărmuirea, antropomorfismul este a doua trăsătură în care mi-l închipui pe Dumnezeu ca mine. O să mai vorbim despre asta ulterior. Un sistem în care omul trebuie să își câștige merite. Gândește-te doar la uh, mitologia greacă în care în care eroii erau eroi doar în măsura în care reușeau să, să transcendă natura lor sau limitele lor. Gândește-te apoi la faptul că uh, se sau era nevoie de. era în funcție așa numită auto-ispășire. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că omul, prin faptele lui bune, prin penitențele sale, prin posturi, își descărca vina. Gândește-te cât de des astăzi se procedează în acest fel. Apoteoza este un alt cincilea punct care înseamnă că omul prin această strădanie, prin urcarea pe coate, pe genunchi, pe agățându-se de unghii, poate să ajungă în cele din urmă el însuși, în Dumnezeit. Asta se întâmpla în magile, în uh, legendele, miturile grecești, în altele, în care omul devine semizeu sau intră la masa Olimpului. Și ultima trăsătură a păgânismului este, este Mariajul dintre stat și biserică. Vă să zic că astrologia era, dacă vrei, amprenta falselor religii e, și este, la ora actuală, dacă vrei, așa, în trecere, în zbor de pasăre, mai mulți oameni. Covârșitori, mai mulți oameni din toate blocurile uh, tradiționale, blocul estic, fostele comuniste, occidental, America, Australia, Africa, mai mulți oameni cercetează horoscopul și zodiacul decât să citească din scriptură sau să se roage lui Dumnezeu. Ei bine, toate aceste mijloace căutau să impună, Pună o anumită relație în care omul să apese pedala, omul să creeze niște un determinism în dreptul zeilor ca ei să joace cum vreau eu. Practic zodiacul, prin felul că în cele din urmă învrednicește constelații și poziții, și conjuncții de stele care să determine soarta mea, elimină și pe Dumnezeu, elimină și voința omului și practic oferă omului un destin mecanicist. Adică omul joacă astăzi, și că zice Zodiacul, să nu ieși afară, astăzi evită orice tranzacție. Hai să spun un caz foarte, foarte important, mi-am amintit acum. În războiul de 30 de ani, 1600 Uh, să mă gândesc bine, 1628 uh, până, da, și 1648. Aceasta era perioada războiului de 30 de ani. În această perioadă, protestanții, o ligă protestantă, se confrunta cu liga catolică, cu contrareforma. Istoria a început în Boemia prin așel, acel eveniment numit Defenestrarea. E, și vreau să spun că, la un moment dat, liderul sau generalul, marele e, conducător al e, Ligii Catolice era Contele de Wallenstein. E... Citește istoria și vei vedea cine a fost tipul ăsta, că a fost un general extraordinar, a fost un, unul din mari strategi. Nenorocirea este că la bătălia de la Ingolstadt, dacă țin o bine minte, când se confrunta cu uh, liderul cu liderul uh, taberei protestante, și anume cu Gustav Adolf, marele rege Gustav Adolf al Suediei, spune că în momentul acela din nefericire Gustav Adolf, liderul protestant a murit. A fost împușcat, se pare, de, de un foc prietenos, prietenesc, adică din tabăra lui, din greșeală, și armata protestantă a fost derutată, a fost dezorientată. Wallenstein putea să sugrume tot și să încheie războiul de 30 de ani. Dar el citise Zodia în dimineața aceea și Zodia era defavorabilă lui, deși, pe câmpul de luptă, el ar fi avut avantaj. Și n-a continuat din cauza zodiei. Și războiul de 30 de ani continuă, în cele din urmă, printr-un, se spune, prin jumii-juma câștigul e împărțit, și în care, până la urmă, protestanții își consolidează oarecum poziția. Ce însemnează să mergi după zodie, în care destinul tău este preprogramat? Amintește-ți de Wallenstein. Dacă vrei, citește în istorie și vei vedea de câte ori omul ăsta, un geniu militar, a fost blocat de horoscop. Ferească Dumnezeu să te încreze în așa ceva. Dar să mergem mai departe. Ce spune scriptura despre consultarea resurselor oculte prin care ai putea să apeși clapete ca să-l declanșezi pe Dumnezeu să sufleze în un anumit fel? Citește. Căci oricine face aceste lucruri este o scârbă, o urăciune de la a urâ, Dumnezeu urăște, o urăciune înaintea Domnului. Și din pricina acestor lucruri va izgori Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Dragul meu, Biblia este foarte clară. Biblia este uh, categorică. Dumnezeu nu merge pe modelul babilonian. Astrologia are un efect extraordinar, de nefast, pentru cei care cred. Am amintit de Wallenstein, vreau să spun acum de câteva cazuri. Am cunoscut cel puțin, îmi vine acum în minte, trei, două fete și un tânăr. Studenți, oameni străluciți, cu o minte foarte ageră, la ora actuală. Tânărul la care mă refer eu, evident că n-am să spun niciun nume niciodată, este unul din lideri în domeniu. Deci este o figură pe care se poate baza un sistem de instituții. Ei bine, toți aceștia au avut niște afaceri amoroase cu ocultismul. S-au apropiat de unii de yoga. Alții de meditația transcendentală, alții pur și simplu de concepții uh, mistice orientale. Și știi ce s-a întâmplat? Pur și simplu s-au tulburat la minte. Nu, tot inteligenți erau. Dar nu mai înțelegeau relațiile dintre cauză și efect în lume. Pentru că știi ce face astrologia? Pur și simplu îți induce ideea că există o altă cauzalitate mai presus și mai importantă decât cauzalitatea de astăzi. Faci un lucru, și se întâmplă așa. Te porți într-un fel, Dumnezeu corespondează cu tine în vederea relocării tale, a reajustării direcției într-un anumit fel. Nu, nu, nu. Astrologia spune există cauze mai presus de Dumnezeu. Mi amintesc de un poet persan Omar Khayyam. Era, dacă nu mă înșel, arab, dar din zona Persiei, în care ideea promovată de Omar Khayyam era că există ceva mai presus de bine și rău, că binele și răul este o chestiune limitată, tu trebuie să găsești realitățile deasupra moralei ori tocmai asta exploatează Babilonul că această relație între bine și rău dacă faci bine, ești bine primit dacă faci răul, urmează efecte negative trebuie părăsit că la, la urma urmei, în, în Brahma și binele și răul se contopesc sunt părți complementare și nu contează atât de mult dacă, dacă știi cum să tragi alte pârghii, ori dacă faci acest lucru, deodată nu mai știi cum trebuie să te porți. Ai ajuns deodată în, în haos. Vrei să mergi pe succes pe criterii bizare. Spui o formulă, abracadabra. Și lucrurile se deschid. Dar ce legătură are formula cu viața ta și cu, cu, cu rosturile, cu legile care conduc viața mea și altora, nu are niciun rost. Eu dacă am o formulă, o bachetă magică, pot să manipulez tot. Pe ce bază? Pe ce cauzalitate? Nu mai e un Dumnezeu. Este doar un ocult confuz. Îți mai spun ceva. Apropo, acești trei la care mă gândesc, toți au dat în și unul s-a recuperat. Doi poartă târie, sechele cumplite după ei. Pentru că nu mai pot gândi. Uh, arătam aici pe ecran Babalu. Știi ce înseamnă Babalu? Una din explicațiile sau din etimologiile cuvântului Babel. Babalu în limba ebraică înseamnă încurcătură, înseamnă confuzie, înseamnă haos. Ei bine, din nefericire, cine se intoxică cu mercurul acesta, acesta nu va fi vindecat decât în rare ocazii, doar când Dumnezeu intervine, mai poate să aibă vreo șansă. Vreau să spun despre o altă ilustrare a cuvântului Babalu, încurcătură. A existat o, o vrăjitoare, o magiciană, o cultistă renumită în America, poate am mai amintit numele ei, o chema Jane Dixon. Dixon, Jane Dixon. Și ea a făcut câteva prevestiri, niște profeții, în ghilimele. Interesant, una s-a împlinit. <laughs> Înseamnă că are o relație cu, cu cerul. A urcat pe turn și comandă zeilor. A făcut a doua predicție, s-a împlinit. A făcut a treia predicție, nu s-a împlinit. A patra predicție, nu s-a împlinit. A cincea predicție, iară s-a împlinit. A șasea, nu s-a împlinit. Vezi ce e? Oare rețeaua asta, dacă e discontinuă și când se împlinește, când nu, îmi creează nesiguranță, încurcătură. Să te ferească Dumnezeu să beneficieze, în ghilimele, de ajutorul pe care ți-l oferă această sursă discontinuă de binecuvântări. Când ți-e nu mă mai dragă și crezi că pășești pe o dală, uf, te cufunzi. Acolo a lipsit babalu, confuzie. De la versetul 5 și 6 citim așa în continuare. Domnul s-a pogorât să vadă cetatea și turnul pe care îl zideau fiul oamenilor. Și Domnul a zis, iată, ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă. Și iată de ce s-au apucat. Acum, nimic nu i-ar împiedica ca să facă tot ce și-au pus în gând. Ce părere ai despre gustul, despre savoarea pe care ți-o lasă acest verset dacă îl citești în general? Vă zic, auleu, auleu, fii atent. Domnul s-a bucurat să vadă cetatea. Ce mă fac? Ăștia, ăștia mă, mă, răstoană din cer. Ai hai repede să facem ceva, să... până nu-i prea târziu, să omorâm conspirația în fașă. nu e așa că ar părea în felul acesta? Practic, apare un Dumnezeu depășit de situație, cu lucrurile scăpate din control, care vrea să lucreze, dar e, pur și simplu, e depășit. Un Dumnezeu neputincios, care totuși mai are un mic avantaj, numit timpul. Și dacă vrea să facă ceva, apoi să facă acum. Să știi că această impresie a unui Dumnezeu care e în competiție cu omul și nu odată omul îl păcălește. Apropo, când eram copil, o mătușă de-a mea îmi povestea despre Ivan Turbincă. E o poveste rusească în care Ivan Turbinca asumează sac. Uh, are o serie întreagă de uh, competiții cu diavolul și nu odată în competițiile acestea el iese biruitor. Că la un moment dat îi bagă pe toți scaraoschi și alaiul lui, liota lui de drăcușor, îi bagă în sac, îi leagă, ha-ha, i-a ținut omul a creat această imagine a unui partener egal sau chiar superior și diavolului și mai ales lui Dumnezeu. De ce crezi că oamenii se supără pe Dumnezeu? Pentru că, de, suntem, vorba din aceleași leate, am făcut armata împreună. Mentalitatea sau proiecția unui Dumnezeu care mă recompune pe mine în dimensiuni, dimensiuni, poate puțin mai mari sau mai astrale. Dar e totul ca mine. Ori aceasta este cauza sau hiba cea mare care conduce pe oameni și la ateism și la scepticism și la criticismul Bibliei să, să spunem ce Biblie aș. Astea sunt e, un Dumnezeu aș, un Dumnezeu. Aș vrea să-ți dau câteva repere ce vezi pe ecran? Este o caricatură evident. Este un uh, miop, să zicem noi, care trebuie să-și pună trei rânduri de lentile ca să poată să discearnă un punct cel acolo, un punct. Știi ceva să zică? Textul acesta, haidem să ne pogorâm, este un mod prin care Dumnezeul Ceresc vrea să sugereze minusculitatea acestui efort și acestei întreprize, adică construcția unui turn care a să ajungă cerul. Este mult umor, haidem să ne, să ne pogorâm, adică ce e acolo e atât de mic că de aici nu vedem. Trebuie să ne apropiem să, să vedem ce fac ei. Ăia zic, acu, acu, Acultăm dăm jos. Și Dumnezeu spune, ce, ce? Nu se vede nimic. Hai mai aproape, nu se vede. Mă înțeleg ce, ce, ce încerc să, să transmit. Faptul că dimensiunile pe care omul și le închipuie că le are sunt o caricatură mult, nu mult, total hiperbolizate, hiperbolizată față de relația corectă în care omul ar trebui să fie față de Dumnezeu. Practic, omul nu se cunoaște. Deci, omul nu, nu știe exact unde e, nu-și cunoaște rolul, locul. Am povestit cineva de faptul că cele mai mari probleme pe care noi le avem pe Pământ, în relațiile cu oamenii, rezită din faptul că unul nu ne cunoaștem pe noi și doi. Nu cunoaștem realitatea din afară. Noi ne imaginăm, ne recompunem realitatea în minte după miopia noastră și spunem negreșit: Așa stau lucrurile. Noi toți suntem dominați de setarea minții noastre pe care. Nu odată, de multe ori, alții ne-au setat-o, tradiții sau ce am citit și în funcție de această setare, noi concepem realitatea, nici pe noi nu ne cunoaștem, nu știm în ce raport suntem în mod real față de realitate și ca tare concepem un fals univers în care acționăm corect, dar care se lovește de universul real și tot timpul ne împiedicăm și cădem. Dragul meu, timpul meu pentru întâlnirea de astăzi se apropie vertiginos, galopant, de sfârșit. Aș vrea să închei cu o idee care să te urmărească până data viitoare. Și anume, aș vrea să îți, îți sugerez că dacă vrei cu adevărat, să te cunoști pe tine, ca apoi să poți cunoaște Universul, lumea și relația cu Dumnezeu, caută o oglindă bună. În cartea aceasta te vezi așa cum te vede Dumnezeu. Și nu există un punct de vedere, singurul obiectiv, corect, obiectiv, decât punctul de vedere al lui Dumnezeu. Restul totul sunt reprezentări omenești. Sunt toate în limitele omului amărât. Eu sunt fericit. Îl laud pe Dumnezeu că din tinerețea mea, asta a fost șansa pe care Dumnezeu mi-a mi oferit-o și mulțumesc lui că m-a atras atât de puternic încât n-am putut rezista, deși aș fi avut poate motive omenești, frici, uh, interese, m-am lăsat, m-am zdrobit, am căzut înaintea lui. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că el din tinerețe m-a tras spre sine și odată cunoscându-l pe el, am știut cine sunt eu Cine este el și viața mea a cunoscut un drum ordonat. Îți doresc din toată inima să te bucuri mai mult decât mine de un orizont clar și neîncețoșat și de fericire. Gândește-te la ce ți-am spus. găsit la o nouă ediție a emisiunii Pâinea, Pâinea, cea de toate zilele. Evident, subiectul este unul spiritual și pentru asta și suntem împreună aici cu Sfânta Scriptură în mână. Astăzi este cea din urmă emisiune care are în centrul atenției prima parte a capitolului 11 din Geneza, și anume istoria turnului Babel. Astăzi o să ajungem probabil la hotarul dintre narațiunea arhetipurilor, deci a ultimului element, turnul Babel, și vom intra în prezentarea patriarhilor sau a aventurii credinței care îl va avea în centru pe cel care a fost numit părintele prototipul credincioșilor tuturor epocilor, tuturor veacurilor, Avraam. Suntem așadar la capitolul 11 din geneză, la turnul Babel. Data trecută am introdus noțiunea de Babalu. Babalu este explicația pe care o aduc uh, cititorii evrei atunci când se referă la Babilon sau la Babel. E adevărat că este una din traducerile sau din aplicațiile foarte juste, foarte corecte ale concepției numită Babel și ale întreprinderii care se numește Babilon. Să citim împreună versetul 5 și 6 din Geneza 11, care spune Domnul s-a pogorât să vadă cetatea și turnul pe care îl zideau fi oamenilor. Și Domnul a zis, iată, ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă și iată de ce s-au apucat. Acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. Ce și-au pus în gând? Și-au pus în gând să construiască un turn care să ajungă până la cer. Data trecută spuneam că această mentalitate e foarte bine încadrată în, în contextul basmului. În basm, dacă te sui pe Pegas, pe Pegas era un cal cu aripi, poți ajunge până la cer. Sau dacă te pui pe covorașul lui Aladin, deodată, te te dus unde vrei. Deci, fantezia, imaginația Neîngrădită de rațiune pe care omul mitologic sau omul mitologiei o profesează, această mentalitate nu e deloc potrivită în relatarea scripturii. Și data trecută discutam în ce măsură ei chiar puteau să facă tot ce și-au pus în gând, cum spune. Ultimul rând din, din această uh, inscripție, din acest verset, și că nimic nu i-ar împiedica. Adică chiar puteau oamenii din uh, cărămizi de, uh, de lut, de chirpici, să facă un turn până unde să meargă, până unde-i cerul, până unde să ajungă la Dumnezeu. Aș vrea despre asta să discutăm puțin concepția unui Dumnezeu care este depășit, cam așa ar apărea pentru cine citește Scriptura, dintr-o perspectivă antropocentrică, adică o centrată pe trăirile, pe mentalitatea umană. Data trecută am prezentat această poză că textul nu l arată pe om amenințător, ci în mentalitatea sau din punctul de vedere a de lui Dumnezeu este o nimica atât de nimica imens a lui Operă, încât Dumnezeu zice hai să ne pogorâm că nu se vede mai aproape am o mică reprezentare ca să vezi ce e omul ce vezi pe ecran este un, un frunziș al unui pom și te afli la o distanță de numai un metru, adică 10 la puterea 0 înseamnă 1 metru. Acum să vezi ce se întâmplă dacă crești puterea, adică mai adaugi un 0. De la 1 mai adaugi un 0 și atât cum se vede la 10 metri. De acum vezi coroana. Ai o imagine a ceea ce însemnează pomișorul. Dacă mai adăugăm încă un 0, adică vor fi 100 de metri, încep să descifrezi peisajul de sus din să zicem, noi, dintr-un turnuleț, sau dacă vrei, dintr-un zbor razant cu elicopterul, vezi cartierul, casele și uite-te pătratul roșu care reprezintă cadrul pe care l-am avut în vedere. Mai băgăm un zero, sunt un kilometru, 1000, adică un kilometru, și de aici spunea un prieten care mi-a oferit acest material: poți să sari cu parașuta. E cam riscant dacă nu știi, cum să o deschizi și cum să aterizezi. La 40 la 10 km, pătratul respectiv asupra căruia îți focalizezi, deja nu mai surprinde nimic. Vezi aria, planul orașului și cam atât. Dar nici urmă să știi care e pomulețul sau care este uh, încadramentul uh, curții respective. Să vezi mai departe. La 100 de kilometri, încep să vezi statul Florida, adică, în ansamblu, teritoriul e o viziune, zic eu, de satelit. Ce vezi acum? La 1000 de kilometri, o imagine tipică de satelit. La 10.000 de kilometri, nu mai vezi Florida, ci vezi o parte din America de Nord. La 100.000 de kilometri, gândește-te că pe această planetă, undeva, exista o, un continent, dar nu se mai vede. Exista un stat, nu se mai vede. Și acolo, minuscul, era omul. Privește acum ce se întâmplă la un milion de kilometri, 10 la puterea 9, a 9. Pământul este un punct și elipsa aceasta albă este orbita lunii. La 10 milioane de kilometri, deci creștem din 0 în 0, vezi pământul, nu o vezi pământul. Este ceva insignifiant pe orbita sa, iar acum vezi orbita mai în ansamblu, împreună cu orbitele planetelor Venus și Pământ. Albastru este orbita Pământului. Pământul nu mai există. Îți sugerează doar cercul mare ca să vezi ce însemnează încadrat în sistemul solar. Acesta este sistemul solar mai clar, mai vizibil, Orbitele planetelor. Iar acum, la 100 de milio miliarde de kilometri, deci 10 la puterea 14, e sistemul solar în care nu se prea mai distinge. Dacă n-ar fi cercurile acestea, ai vedea un soare, soarele este mult îngroșat ca să se vadă, să se poată distinge, dar ar fi un punct alb ca multele puncte albe. La un trilion de kilometri, soarele este ca o steluță. Între puzderia căi lacteie. Suntem acum la 10 la puterea 16, un an lumină. Adică, atâta îi trebuie luminii ca să parcurgă uh, în viteza sa imensă 365 de zile. Soarele nu mai există. E un punct mic. La ora actuală, soarele nu mai se vede. Pentru că este atât de slabă lumina lui, la 10 ani lumină, încât nu se distinge, sunt alte stele, constelații mult mai puternice. O sută de ani lumină se vede doar o mare nebuloasă. Și acum, la o de ani lumină, vezi o parte, o ramură a galaxiei noastre, care se numește Calea Laptelui, e scoasă dintr-o uh, secvență de mitologie în care Zeus, luând de la pieptul Herei un copil bastard, laptele din piept a țâșnit și a făcut Calea Laptelui, Calea Lacteie. La 10.000 de ani lumină e Calea Lacteie mai amplă. Ce vezi acum? La 100.000 de ani lumină suntem aproape la marginea, acolo e sistemul solar, undeva la marginea căii lactele, lactee cu minuscula noastră lume. Ce vezi acum? La un milion de ani lumină, observi întreaga calea lactee, ceea ce vezi tu, spirala aceasta, este calea lactee în, într-o poziție sau dintr-o viziune frontală, nu laterală, cum e farfuria doar în dungă. Sunt 10 milioane de ani lumină, galaxiile par ca niște sori. Comparativ cu imensul spațiu, să zicem noi, intergalactic. Ce vrea să spună bietul uh, om? când a construit turnul Babel. Să ne facem un din noroi și smoală ca să ajungem cerul. Iar ce am văzut noi până acum era doar o, cum să spun, încă n-am terminat. Îți dai seama că n-am văzut decât foarte puțin din, din cer. Am văzut doar uh, galaxia Pământului și câteva în jur. Dar... Noi putem extinde aceasta, să ajungem la alte constelații și alte galaxii, și toate acestea vor fi până la urmă doar un căuș și atât. Iar omul gândește că dacă el construiește un turn de 200 de metri, un turnuleț din noroi și smoală va ajunge la cer. Îți dai seama cât de disproporționată e gândirea omului față de realitatea relației sale cu Dumnezeu sau față de de proporția sau, sau uh, raportul fizic, să zic așa, între realitatea divină și minusculul om. Dumnezeu, când a spus să ne pogorâm și a arătat îngrijorarea, am prezentat ca o viziune printr-un ochian, adică așa când te uiți printr-o lunetă, uh, Îți apropie foarte mult realitatea. Dumnezeu era îngrijorat nu pentru că se temea de intenția oamenilor ca ar putea printr-o pârghie să-l răstoarne de pe tron. Și nici măcar, nici măcar nu era îngrijorat că vor deveni prea inteligenți și de neoprit în acțiunea lor. Îți dai seama că omul în această planetă și pe acel punctuleț n-ar putea să facă absolut nimic. Teama lui Dumnezeu era încumetarea. Știi ce înseamnă asta? Că omul poate prin păcat să treacă de o linie roșie, iar omul nu e altceva decât copilul lui Dumnezeu, e fiul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu e îngrijorat de copilul lui, nu pentru că ar putea să-i facă un copil, un țânc, să facă ceva lui tata, Chiar când unii, am văzut că își bat mamele sau tații, e o caricatură, că nici nu simți, e așa, o, o mângâiere. Nu asta e problema. Problema este că copilul tău poate ajunge în starea în care să scape pur și simplu din orbita ascultării, de, din relația filială și să devină un derbedeu, un nebun, un vagabund. Au fost situații când oamenii au trecut dincolo de linie și tata a trebuit să spună potopul sau Sodoma, pucioasa și focul, pentru că omul a trecut de linie. Și ca să nu treacă de această linie, Dumnezeu a spus, ne pocorâm! pentru că nebunia lor ar putea să-i ducă până acolo încât să nu mai pot face nimic cu ei. Dumnezeu a dotat pe om cu voință și omul are libertatea să spună da sau nu. Și când spune nu, Pur și simplu privește ce se întâmplă. Dumnezeu, pur și simplu, e legat de mâini. Aici este paradoxul. Că în momentul în care Dumnezeu l-a dotat pe om cu voință liberă, Dumnezeu se limitează în a interveni și acceptă să fie, să zic așa, stimulat sau blocat de om, pentru că altfel omul n-ar fi putut fi fericit. Îl admir, cum să spun, sunt recunoscător că Dumnezeu mi-a dat libertate și îmi permite mie să-i spun vin în viața mea, după cum recunoaște și libertatea de a-i spune lasă-mă în pace. Laud pe Dumnezeu că atunci când Doamne au spus lasă-ne în pace, Dumnezeu i-a îngăduit, dar nu i-a lăsat în pace. Și anume, în Geneza 11 cu 7, citesc. Haidem să ne pogorim și să le încurcăm acolo limba ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora. Ce facea Dumnezeu? Ce avea de gând să facă pur și simplu să le blocheze actul comunicării. Imaginează-ți scena Babel, dialogul surzilor. Uh, unii au exploatat uh, umoristic. Imaginează-ți că eu cer să-mi aduci scara și el vine cu un bolovan. Păi nu înțelegi, bre? Și să, ăsta îți răspunde să-ți aduc mistria? Ei nu se mai pot înțelege și tot ce există, relația, comunicarea între oameni, este pur și simplu blocată. Uh, aici este ironia că Babalu însemnează încurcătură, ceea ce ai și văzut pe ecran. Dar Babilu este etimologia uh, babiloniană, nu evreiască. Bab înseamnă poartă, ilu de la Eiloah, înseamnă Dumnezeu, limbele erau apropiate. Poarta zeilor, Babilu. Poarta zeilor pe care ei o construiau nu ajunge decât o încurcătură, o nimica toată. Ceea ce te conduce să înțelegi că Dumnezeu atunci când le-a încurcat limbile, n-a intervenit să le dea o mamă de bătaie, ci s-a pogorât să le ofere o salvare, o intervenție pentru recuperarea omului. Haidem să le încurcăm acolo limbile, să nu-și mai înțeleagă vorba. Interesat lucru că Inițiativa turului Babel i-a aparținut lui Nimrod, iar Nimrod era descendentul unei ramuri din copiii din fiii lui Noie, era Iafet, Sem și cel mai tânăr, Ham. Nimrod era un descendent al seminției Hamite, din care ulterior își trag existența Astăzi, cel mai ușor poți să-l identifici popoarele africane. Interesant este că încurcarea limbilor se poate, așa cum am mai vorbit într-o altă emisiune, se poate recunoaște cel mai ușor și cel mai evident nu la semințile sau la popoarele semite, care sunt extrem de apropiate, extrem de înrudite. Acolo poți ușor să înveți, de la, să treci de la o limbă la alta. De exemplu, Shalom ale Hem. Shalom aleihem înseamnă pacea lui Dumnezeu. În arabă, salam aleikum. Salam, shalom, aleihem, aleikum. Sunt foarte apropiate. Nu ți-e greu, ție, evreu să înveți araba. Sau să înveți o altă limbă semitică. În limbile afetite găsești iarăși multe relații. De exemplu, în limba greacă, fiară îi zice ther. Ther, ther" theros. Învățam eu la greacă... Și profesorul ne-a făcut această analogie. În limba germană, nu greacă, "serie" e tir, dastir, animalul. Iar în românește de la fer e fer, fiară. Vezi cum în limbele iafetite găsești cuvinte comune. În schimb, la hamiți, este o babilonie teribilă. Ei au fost într-adevăr niște oameni plini de inițiativă, însă în limbi este, se regăsește haosul babilonian. Iată ce spune un călător prin țările hamitice. În călătorile mele prin Asia am găsit un singur cuvânt comun la toți. Te las să ghicești care este cuvântul pe care l-a găsit. Fii atent, bum! Coca-Cola. N-are nicio legătură cu limbile hamitice, dar era singurul cuvânt, probabil, și mai erau câteva deduc, care n-au origine hamită, dar care astea sunt acum la ordinea zilei și creează marele globalism. Mai am timp ca să discut puțin despre comunicare. Ce a însemnat încurcarea limbilor? Omul, în momentul în care comunică, el are o idee în minte, el știe ce vrea să zică și ideea o bagă în cuvinte. Dar atenție, multe ori sunt atât de încurcate în exprimare, încât dacă un om ar auzi ce zic eu, n-ar ști ideea pe care vreau să o transport. Acum celălalt ascultă un șir de cuvinte, iar mintea lui descifrează, pentru că el are o altă mentalitate, cu alte semnificații și observ că comunicarea e perturbată. Iar în momentul în care el va vorbi, e ca la telefonul fără fir. Ne jucam copii, spuneam un cuvânt în șoaptă și ajungea temirce și râdeam de, de prăpădeam. Ei, cam așa este conversația, comunicarea de azi. Și mai rău este că omul adaugă propriile sale intenții la Șirul de cuvinte și la gândurile pe care le decodificăm. Și de aceea este o relație periculoasă, dușmănoasă între oameni. A existat un mare politician, Nicolo Machiavelli, 1513. Era exact în perioada în care Florența își afirma statutul de republică. El a fost unul din, din ierarhii acestei oligarhii, să zic așa acestui grup aristocratic care au vrut să conducă orașul pe principii mai, mai democratice. Machiavelli a scris o carte numită Prințul, în care expune, se consideră că este prima, cea mai semnificativă operă de politologie, lucrare de unde se pleacă în, în știința politicii, politologie. El spunea un cuvânt important. Acum te rog să te uiți atent. Omului i-au fost date cuvintele. De ce? Privește! Ca să-și ascundă gândurile. Ce parșivenie! Adică cuvintele, în loc să transmită gânduri, sunt doar metode de a manipula, de a bloca, de a mă ascunde pe mine. Asta este efectul Babel. Din fericire, în Scriptură apare un act extraordinar în fapte în faptele apostolilor capitolul 2 în mod instantaneu într un moment de devoțiune și de rugăciune oamenii au subit capacitatea să transmită mesaje oamenilor din alte limbi. Dacă vrei am să citesc puțin fragmentul din fapte capitolul 2. E important ca să vezi că Dumnezeu are soluție de a vindeca efectul Babel. Deci fapte 2 de la versetul 3, evident n-am să citesc tot, și ci... niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se peste ucenici și s-a așezat câte una pe fiecare dintre ei. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt, intervenția lui Dumnezeu, și au început să vorbească în alte limbi, nu bolboroseli, limbi umane cunoscute, după cum le da Duhul să vorbească. Atunci se aflau la Ierusalim iudei, oameni cu cernici din toate neamurile. Când au auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Și toți se mirau, se minunau și ziceau, nu sunt ăștia galileieni? Cum dar auzim pe fiecare din noi vorbind limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Frigia, Panfila, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani sau arabi, toți îi auzim vorbind în limbile noastre. Știți ce înseamnă aceasta? Că Dumnezeu poate, dacă noi ne apropiem de El, dacă noi ne atașăm de Dumnezeu, El poate să dea la o parte această barieră care împiedică comunicarea. Iar atunci când voi spune un cuvânt, când voi spune o vorbă, tu mă vei crede și mă vei citi. Îmi vei citi sufletul și gândul și atunci comunicarea este reparată. Eu am privilegiul să am în casa mea o nepoțică care curând, curând ajunge la trei ani. Mă uit cât de neparșivi sunt copiii. Cum ei nu pot să mintă. Minciuna se învață de la oameni de la cei mari, dar copilul nu minte. El dacă a făcut ceva, spune da, nu, el spune tot. Nu contest că păcatul e și în copilul ăsta și s-ar putea ca odată, temându-se, dar nu are motive și nu vrem să-i dăm motive de teamă, vrem ca totdeauna să fim atât de încrezători încât să spunem adevărul, s-ar putea ca să inventeze minciuna, cum a inventat-o primul om, inspirat de diavolul. Dar eu cred că dacă noi ca oameni suntem cu Dumnezeu. Atunci, accesul în comunicare a influențelor extraterestrului, diavolul, să nu poată să ne perturbe dialogul sau comunicarea. Interesant, citeam că la Persan, la, persani, la Medoper și la Cirus, în lui Cir, Imperiul lui Cirus și al lui Dariu cel Mare, erau două păcate cele mai rele, cele mai oribile, cele mai desgustătoare. Primul se numea minciuna. nume minciuna, cine mințea putea să fie omorât. Și că și a doua răutate, al doilea rău cel mai mare, era împrumutul. Și că dacă te împrumuți trebuie să minți. Și că îți dau mâine, dar tu n-ai niciun gând. Deci două lucruri. Și interesant că la persani care au reușit să-și dezvolte un imperiu foarte mare, ordonat pe satrapii, cu poștă, cu drumul cu tot, în acest imperiu minciuna era cel mai rău. Tare mă rog ca experiența noastră în relațiile unii cu alții și cu copiii să fie vindecată. Eu cred într-un Dumnezeu care ia bucăți dintr-o vioară fărâmată și poate să o recompună, poate să o facă din nou Așa cum a fost la început, și anume, o vioare. Eu am fost în atelierul unui lutier și am văzut și știu ce se întâmplă. Aici se încheie, dacă vrei, secțiunea, segmentul despre Babilon, care, cu versetul 8. Domnul i-a împrăștiat de acolo, pe toată fața pământului, așa că au încetat să zidească cetatea. Practic, au încetat o operă de răzvrătire. Iată ce spune o tăbliță cu unei formă. Este extraordinar că repetă ce spune Scriptura în cuvintele lor. Babilonul a păcătuit cu mic, cu mare, s-a omestecat în lut. Toată ziua au trudit la ziduri, dar noaptea zeul i-a oprit definitiv. Mânia lui s-a revărsat din sfatul său tainic ca să risipească, să-i risipească pe fața pământului și a dat porunca să le facă vorbirea străină. Știi ce înseamnă asta? Că Scriptura nu e un mit, nu e un basm. Până și oamenii timpului au lăsat în scris acest eveniment care s-a transmis, probabil că n-au fost Contemporanie care au scris, ce au fost nepoții sau strănepoții lor, pentru că evenimentul s-a transmis nu biblic, ci oral de către poporul acela care a trăit acest eveniment către urmașilor. Aici, în felul acesta, se încheie marea capodopera omenirii, marele act de, de agresiune și de, de asalt asupra cerului când omul a dorit să-l detroneze pe Dumnezeu. Aici zace Babilonul. Și dacă tu, prietenul meu, dorești să nu-ți găsești soarta căzut, lepădat, abandonat în țărână, ca fiu al țărânii, ca om al mormântului și al viermilor, atunci apucă-te de Dumnezeu. Ia cuvântul său, citește-l, studiază-l, apropie-te de el, Învață să vorbești în felul lui. Învață să fii unul care nu le amestecă, care nu e Babalu, unul care trăiește cu el și care n-are de ce să-și ascundă gândurile. Data viitoare ne vom întâlni pe un alt teren. Vom lăsa Babilonul, vom, vom lăsa istoria mare, macro, grand istorie, macro-istoria uh, începuturilor, și vom, ne vom îndrepta atenția spre un personaj pe care îl vom urmări mai mult. De aici, zic eu, începe o istorie mai de suflet, istoria credinței pe care trebuie să o descifrăm împreună ca să ne îmbogățim și să devenim și noi fii ai lui Avram. Până atunci, toate cele bune!